Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa 8-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari pentru prelucrarea valorilor unui șir numeric. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi nenule. Programul va afișa pe ecran mesajul: termenii șirului au același semn în cazul în care toți cei n termeni ai șirului au același semn. Sau mesajul: termenii șirului nu au același semn în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, 2, 3, 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa mesajul: termenii șirului au același semn. În cazul în care n egal cu 5 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3, minus 4 și 5, atunci în urma execuției programului pe ecran se va afișa mesajul: termenii șirului nu au același semn. Pentru rezolvarea problemei se utilizează variabila întreagă n, în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare, reprezentând numărul de termeni ai șirului. Se utilizează variabila x, în care vom citi pe rând toți termenii șirului, și variabila ok, care va fi inițializată cu valoarea 1. Se citește în variabila x prima valoare a șirului și dacă aceasta este una strict pozitivă, atunci valoarea variabilei s va fi 1, iar în caz contrar va fi egală cu minus 1. Se citesc pe rând în variabila x celelalte valori ale șirului, cât timp valoarea variabilei ok rămâne egală cu 1. În cazul în care valoarea curentă a variabilei x este strict pozitivă și toți termenii anteriori au fost negativi, sau când valoarea curentă a variabilei x este strict negativă și toți termenii anteriori au fost pozitivi, se modifică valoarea variabilei ok la 0 și se oprește citirea următorilor termeni din șir. La finalul programului, dacă valoarea variabilei ok a rămas 1, atunci nu a fost întâlnit niciun caz nefavorabil și mesajul afișat pe ecran va fi: termenii șirului au același semn. Dacă valoarea variabilei ok a devenit 0 pe parcursul citirii elementelor șirului, atunci se afișează mesajul: termenii șirului nu au același semn. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește de la tastatură valoarea 4, iar termenii șirului sunt 1, 2, 3 și 4, mesajul afișat de program este: termenii șirului au același semn, iar la o nouă execuție, dacă valoarea citită pentru variabila n este 3, iar termenii sunt 1, minus 1, se observă că se finalizează citirea și mesajul afișat direct este: termenii șirului nu au același semn. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi. Programul afișează pe ecran mesajul da în cazul în care toți cei n termeni situați pe pozițiile pare din șir au valori pare și mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, 2, 3 și 4, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul da, deoarece pe pozițiile pare ale șirului se găsesc valorile 2 și 4, care sunt valori pare. La o nouă execuție, dacă pentru n introducem valoarea 5 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3, 7 și 5, atunci mesajul afișat în urma execuției programului va fi nu, deoarece pe pozițiile pare regăsim valorile minus 2 și 7. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza o variabilă întreagă n,
în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul termenilor șirului. De asemenea, vom folosi variabila întreagă X, în care vom citi pe rând toți termenii șirului, și variabila OK, care se inițializează cu valoarea 1. Se citesc pe rând în variabila X cele n valori din șir. Pentru identificarea poziției în șir a unui element, se utilizează expresia I plus 1, unde I este variabila contor din structura repetitivă for. Dacă I plus 1 are o valoare pară și variabila X are o valoare impară, atunci rezultă că am identificat un termen impar al șirului pe o poziție pară și atunci valoarea variabilei OK devine 0. La finalul programului, dacă valoarea variabilei OK a rămas 1, atunci nu au fost întâlnite cazuri nefavorabile și deci mesajul afișat va fi da. Dacă valoarea variabilei OK a devenit 0 pe parcursul citirii elementelor, atunci mesajul afișat va fi nu. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește valoarea 4, iar termenii șirului sunt 1, 2, 3 și 4, se observă că pe poziții pare avem valori pare și mesajul afișat va fi da. La o nouă execuție, pentru n egal cu 5 și valorile citite 1, minus 2, 3, 7 și 5, mesajul afișat este nu, deoarece pe pozițiile pare regăsim și valori impare. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi. Programul afișează pe ecran mesajul: termenii șirului au aceeași paritate în cazul în care toți cei n termeni ai șirului au aceeași paritate. Și mesajul: termenii șirului nu au aceeași paritate în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, 3, 5 și 7, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: termenii șirului au aceeași paritate. La un alt exemplu, dacă n egal cu 5 și elementele șirului sunt 1, 2, 3, minus 4 și 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: termenii șirului nu au aceeași paritate. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care prelucrează valorile unui șir numeric.